Yo, hei, salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din Cariera cu Steaua. Înainte de toate, vreau să dați click pe acel buton de like, vă rog frumos. Mulțumesc celor care ați făcut-o. Ok, deci hai să trecem la treabă. Suntem în perioada transferurilor, din câte știți și bine vede. Se fac tot felul de transferuri foarte, foarte interesante, mai ales acela primul al lui Carvalho. Tot timpul văd pe tipul ăla că se transferă pe o grămadă de bani, nu știu, e ceva nebește, cred că. Bun, hai să vedem, iarăși primesc oferte pe unicii Stanciu și respectiv Dragoschi, pe care eu nu am să-i dau niciodată, chiar că o să-și dau reject all offer și toate cele pentru Dragoschi. Nu mai vreau, dă-l încolo. Aici Ben Arfa, încă tot ne chinim cu Ben Arfa și practic tare mult aș vrea la Steaua, având în vedere istoricul, ce se întâmplă acum în viața reală cu Ben Arfa, adică omul ăsta mută munții din loc, care a fost dat afară, nu știu mai știu, dar a fost dat afară, cum v-a zis, de la ăsta. Unde a jucat în Premier League, că nici nu mai știu, astăzi și iar sau o altă chestie, parcă nu mai știu unde dracu a jucat ăsta la în Premier League, la Newcastle, Southampton, cred că Newcastle, indiferent, nu asta e punctul meu de vedere care vreau să spun aici, ci este următorul, că omul ăsta a fost unde a fost, nu a jucat bine, ok, bun, indiferent, bla 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 bla, bun. Dar acum a ajuns acolo în Franța, a rupt nori în Franța și acum primește ofertă, deci la propriu a primit ofertă din câte se aude până și de la FC Barcelona. Deci acest om poate că o să ajungă la Barcelona, frate, îți dai seama cum sună asta? Aia, oricum aici mai am desigur un atacant foarte tânăr de la Manchester City care l-a mai luat odată, evoluează impecabil de bine și de o tonă de goluri. Aici mai este Burak Yılmaz, care am vrut să le iau așa mai mult de ciudățenie, să zic așa, pentru că mie îmi place să fac transferuri ciudate, mă știți bine, adică și cu Keukue. Poate unii ați ridicat așa o sprânceană la mie când am făcut o sprânceană și așa ce ajunge. Ce dracu-i cu omul ăsta, bă, iar o băut gaz. Și vedeți că a devenit goal getter în România și bă, știu ce să cumpăr. Aici iarăși un mijlocaș foarte interesant, Daniel Amartey de la Campioana. Din realitate, mă rog, aici au retrogradat. Se pare că, wow, Alexandrini se pare că e mai scump decât Ben Arfa. Asta e ciudat. Bun, chestia este desigur că Ben Arfa nu prea vrea să vină la noi având în vedere problema cu banii. Îi dau crucea, asta este ultima sumă de bani pe care ți-o pot oferi Ben Arfa, 60.000 de euro, mai mult de atât chiar nu ți pot oferi. Dacă vii, dacă nu, nu. Ia, primim o ofertă aici pentru Pintili de la Voluntari. Oh, Voluntari, echipă mai frumoasă. Bun, bă, 900.000, că e Voluntari. Așa, hai să vedem. Am împrumutat așa mult jucători la Voluntari, deci că e echipa a doua acolo. Bun, da, se pare că și Classic și Leroy Fer dorește mai mulți bani. Asta e nașpa, mă, când joci cu o echipă gen din România sau ceva. Nu mulți jucători vor să vină așa ușor la echipă și trebuie tot timpul să le dai niște salarii de alea de rupi munți în două. Bun, se pare că atacantul ăsta a acceptat aici, mă rog, a acceptat clubul. Am să vedem dacă reușesc și cu el să fac negocierile. Așa. Schalke vrea foarte, foarte, foarte mulți bani pe Kevin Prince Boateng, dar să fiu sincer, chiar îi merită, adică are niște statistici chiar bune. Animă cam, mă cam enervează, dar totuși pentru Daniel Amartey știu că merită, dar sunt mulți bani aici în joc și nu știu. Hai că ofer totuși pentru Amartey acolo ceva. Alexandrini cade, deci tot asta Alexandrini se pare că nu mai vine la club, a evoluat prea bine, cred că, la echipa lui și și-o dat seama ăștia ce jucători buni Alexandrini și nu mai vor să-l dea așa pe ieftin. A, ce frumos e când văd jucătorii că evoluează, bestial, foarte, foarte bine că evoluează jucătorii. Și totuși pe Mastor n-avem ce-i face, cred că o să fie rezerva vieții, având în vedere n-au cu stamina ăla. Dar oricum, primim aici ofertă pentru Keukue de la Cagliari, deja o ofertă foarte consistentă de 1.200.000. Oferta e bună, oferta e chiar bună. Aici desigur pentru Stanciu pe care am să-i dau reject, Dizalao, bla 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 bla. Și totuși, poate ar trebui să-l vând în puii mei pe idiotul ăsta de Marica.
care, na, mu văd că a început să joace ok în meciul ăsta amicale, dar totuși e un ban frumos pe el, dar totuși și statisticile lui nu sunt rele deloc. Adică accelerație, mă rog, știu că n-are, dar hai mă că cumpărăm cea mai bun deal, hai că cumpărăm cea mai bun decât e Marica. Bun, transfer offer pentru Keoghe, niciodată nu-l voi da pe Keoghe, aia să vă fie clar, never ever forever. Ăștia cu Pintri, ok, deci voluntari a mai ridicat aici un pic suma lor de transfer, dar tot nu este ceea ce doresc eu. Vreau 900 de mii pe el, merită 900 de mii pe el și știu că va face istorie la voluntar dacă pleacă omul. Burak Yılmaz, tot cere mult. Leroy Fer, hai că la Leroy Fer să zic așa, chiar ofer bani că știu eu că jucătorul ăsta o să-mi rupă nori aici la echipă, e genial omul. Bun. Și aici cu Galatasaray, hai să oferim 14 milioane. Eu nu știu ce, dar simt mă că Burak Yılmaz ăsta a să fac istorie. Așa că aș vrea să le iau. Bun, avem aici marea finală a Supercupei României sau Supercupa România. Ce dracu. Împotriva celor de la Viitorul pe care o să jucăm acest meci că Etena se merită și distractiv. Bun, hai să-i dăm bătaie și să ne distrăm. Bun, acest stadion frumos, marea finală a Supercupa României, aici Steaua versus Viitorul, un clasic parcă deja, foarte frumos. Și totuși am stat așa, m-am mai uitat peste echipa mea aici înainte de a intra în ring, se zice în arenă, în național arena, că desigur l-am avut acolo pe Ivan Cașicam și l-am pus pe Păstanciu și mă uitam mă, și am zis că bă, totuși bă, ce echipă frumoasă e asta mă, deci totuși. De când am venit aici la Steaua, ce schimbări am făcut în echipă și nu schimbări masive, așa, denumiri de astea colosale, să le zic așa, de mută munții din loc, nu? Sunt niște transferuri foarte interesante, ciudate chiar aș putea zice unele cum e cu Keo, care pur și simplu, bă, ce au scris istorie, ca și cum a fost pe vremuri Hurtado, dacă mai știți, pe americanul Hurtado, sau desigur pe Almuhad, care încă până și acum, desigur, a revenit la Steaua și uitați-vă că până și acum rupe munții omul ăsta, adică, Dumnezeule, câte goluri poți da cu el. E genial omul și, da. Acum pe Hurtado nu l-am luat, că, na, l-avem pe Keuke și nu mai are rost să mai luăm gen atacanți de rezervă, că acum nu are, ne pregătim de Champions League, acum ne trebuie jucători adevărați și puternici. Ia să vedem, Boli pasează acolo la portar. O, Benzara aici, pasă bună către Marin. Ce echipă interesantă are aici, Hagi, foarte fain. Carlson, ce transfer nou, ia, Sava, bine. Bun, ia, Sava, nu, așa, bun, Budescu, a interceptat acolo de către Sava, care pasează la Filip, pasează către Marin, Marin înapoi, în apărare, către Boli. Boli a vrut să paseze acolo către Sava, dar n-a prins-o. E să vedem Almuhad foarte bine aici către Yedlin, o pasă superbă către Budescu, nu se grăbește Budescu, clasic. Și este interceptat această pasă de către Benzar. Ce pas se fac ăștia aici, dar nu e niciun... Aoleu, Varela! Varela din întoarce, noi ai reușit pasa și da, acolo mi-a dat un pic de emoții. Ia să vedem Marica, aoleu, nu l-am pus pe Cheu în teren, ups. Ei, bai, să vedem Marica acolo, aoleu, Țiru, foarte bine a prins-o acolo. Din păcate se pare că Hagi a decis să nu-l joace pe Tam așa mult din start, poate îl bagă așa la antrenamente, gen să-și refacă condiția fizică. L-a dus la dezintoxicare, gen. Ia-l pe Nicoliță. O, ce pasă către Benzar aici, Benzar e periculos. Pac, Benzar, foarte bună pasă către Filip. Wow! Iui! Ce era aici să facă Hagi? Ioi! Ok, așa, hai să dăm Dragoschi. Acolo către Bacambu, bună pasă către Budescu, foarte fericit de când a revenit în România, i-a fost dor de gustul sarmalei decât al gustul sushiului. Foarte bine Brine care a revenit, Budescule, și bine că te-ai adaptat și că joci fermecător de bine. Ești de Almuhad, incredibil, Almuhad! Gol, minutul 32, gol nimeni altul decât al Balad, sau mă rog, Muhad, nu zic eu. Bun, foarte bine, al Muhad înscrie aici gol, minutul 32-33,
foarte frumos golul, foarte frumos gol. Pur și simplu, bă, deci când am dat șut, bă, o torpilat-o tipul, o distrus-o, o executat-o, o pulverizat acel șut. Foarte tare asta. Bravo, Bacambu. Și totodată mă că stau și mă gândesc la această echipă că mi-a atât de dragă, poate nici n-ar merita să fac transferuri multe, cum ziceam eu, bă, hai să nu facem transferuri de alea colosale și mai degrabă să facem multe și să consolidăm echipa. Eu zic că echipa e chiar solidă, echipa e chiar frumoasă, chiar îmi place echipa asta. Eu zic să o facem așa cum trebuie, să cumpărăm un atacant care să rupă norii, deci luăm un atacant de la torpile, bă, deci să rupă totul, tot, chiar și Burak Yılmaz, mamă ce transfer ar fi ăla. Chiar l-aștept mult și sper să vină Burak Yılmaz, ar fi o nebunie totală. Uai, ce tare ar fi. Dar desigur mai și alte idei de transfer și toate cele. Vedem, desigur, încă este timp berechet pentru transferuri. Și desigur, să vedem totuși, Leroy Fer chiar vrea să vină foarte mult la echipă, știu ce poate omul ăla. Și totuși încă și apărarea, încă și mijlocul este foarte bun, mai ales de Liga 1 cu Brevel și toate cele, dar pentru, desigur, na, deja Champions League, toate cele, trebuie așa ceva puternic. Și Leroy Fer, de fiecare dată când l-am luat eu în primul sezon, ce drept îl foloseam pe poziția lui Stancio, adică pe cam. Bă, deci tot timpul ieșea golgeter omul ăla, nu exagerez, tot timpul golgeter. Ba, hai că odată a ieșit pe locul 2, dar totuși foarte aproape și atunci de golgeter. Dar mă rog, era pe poziția de mijlocaș împins, adică cam, dar nu contează. Hai să revenim la meci, Sava aici, repriza a doua. Hagi începe în forță, Carson acolo, Brevel, n-are treabă, Brevel, dar a rezolvat problema. Este Budescu, pas interesant aici către Bacambu preferă să paseze înapoi la Stanciu. Aoleu, Benzar acolo fără nicio problemă, interceptează treaba, Chițu, pasează către Carson, înapoi la Chițu la Kirk, mamă ce nume are ăla. Ok, Benzar, Benzar, pasează înapoi, Benzar nu se grăbește, parcă își calculează traiectoria. O, ce frumos să stop a fost acolo Benzar. O, Dragoschi prinde. Grijă mare, Benzar, din nou Benzar. Cum ziceam eu, ăsta să fie un pericol și din câte se și bine vede, chiar este un pericol, cum ziceam și eu. Grijă mare, Budescu. Foarte bine acolo Budescu către Almuha, dar este Sava, foarte bine a făcut acolo tatonarea aia, Sava. Filip, Carlson, Marin acolo. Opa, Breveld, aoleu, Breveldule, ce ai făcut, băi, băiatule? Minutul 80 aici, aproape final de meci, foarte bine atacat am pe final cei de la Viitorul, dar încă n-au făcut așa un atac de la decisiv, ca noroc pentru noi, dar oricum, foarte bine joacă și noi jucăm foarte bine, l-au băgat acum, Hagi l-a băgat acum pe Bawab în primul 11, am și uitat că la Viitorul l-am dat pe Bawab. Foarte tare asta, cum ziceam și eu, Viitorul devine trecutul, având în vedere na jucătorii transferați și care are în lot, gen Nicoliță, acum Tamaș și deci sigur Bawab. Niște transferuri ciudate pentru Viitorul care na, o echipă de junior, cum s-ar zice, dar nu contează asta, poate zic și eu niște comentarii proaste. Clasic eu, bun, Ezden Dragoschi, bun, Cheocuia acolo către Almuhada, hai să vedem Almuhada aici, n-am vrut să-i pasez acolo, nu mi-a ieșit ideea cum îmi speram eu. 2 minute suplimentare aici, da, mai mult ca sigur noi câștigăm, da, bravo, pap acolo, faoleo, ca ultimii ratalei din Liga 3-a. A dat pap peste Stanciu acolo și final de meci, arbitrul fluieră și câștigăm Supercupa României. Supercupa României vine la campioana Steaua. Supercupa României, super Cupa României. Aici Almuhad foarte fericit, parcă nici nu i-a venit să creadă. Hai mă, serios, băi Almuhade, mă, ne-am câștigat acolo Cupa Europei și tu te bucur așa că am câștigat Supercupa României. Ce naiba? Foarte tare aici, așa o mică horă de bucurie. Este, man, câștigăm aici Supercupa României. Este mai aici jucătorii care se pregătesc, desigur, să meargă așa, să ridice cupa. O, Filip a rămas capitanul, Filip va ridica cupa. O, ce chestie. Supercupa României seamănă izbitor de mult cu... Mamă, o altă cupă pe care am câștigat-o, na, oricum nu contează. Iarăși o minge de asta, așa frumos dați acolo cupa lui Filip și Supercupa României! Supercupa
României, este acum la Steaua, foarte bine. N-au fost tare multe chestii, adică ți se bine vede, am avut 4 șuturi, dintre care 4 pe țintă, Viitorul a avut 6 șuturi, dintre care 3 pe țintă. Deci totuși a fost un match destul de intens, destul de frumos, mi-a plăcut. Foarte frumos, dar totuși, desigur, noi suntem campioni. Bun. Trecem aici mai departe. Ia să vedem. Acceptat? Serios? Nu, asta dacă vine la echipă. Mamă, ce transfer facem aici. Ce mijlocaș luăm aici. Doamne. Ok, Ben Arfa, du-te dracu. Stai să vedem despre ce este vorba aici. Because I want a bigger... Sigur, fratele meu. Mă gândeam eu că o să comentez de treaba asta. Așa, crucial. Gata, boss. Crucial. Te fac crucial, frate. Bun. Ia să vedem, Schalke vrea mai mulți bani pentru Kevin Prince Boateng, într-un fel de înțeles, dar cam mulți bani. Aici cu Leroy Fer, tare greu, o să fie greu să fac să vină la club. Greu e cu salarul, practic, așa să zic că să cumperi un jucător poți să-l cumperi destul de ușor, dar apoi vine marea problemă, salarul. Și la salar, aoleu, tăți, ce-ndoaie tăți, mă, la salar, n-ai ce-i face. Bun. Hai să fac așa micile mele mișcări aici, desigur, Paps, așa să vină în locul lui Toșca, desigur. În rest, totul mi se pare ok, Carp poate să vină aici sus, așa încât să-l țin în obiectiv. De ce nu și Enceanu? Ok, bun, așa, niță, așa, bla, ok, Mastor, ok, să fie în locul lui Marica. Așa frumos cu Fainoșag. Bun! Bun, echipa este ok, echipa este pregătită de primul nostru match în Liga 1, care este versus CFR Cluj. Hai să vedem ce va fi în primul nostru match. Și hopa, 4-0, două goluri, Bacambu, un gol KOK și un gol al Muhad. Way Bacambu, acum mai mult ca sigur, mă așteptam că trasă așa, acea perioadă de acomodare, a trebuit o perioadă de acomodare și acum, aoleo, rupe tot Bacambu ăsta. Bun. Mi-era frică, bă, că vorba mea, eu fac transferul bun și se va strica aici cu Bacambu, dar se pare că și el acum începe să... începe el să arate forța lui, forța aia de congolez. Bun. Ia să vedem ce se va întâmpla. Manager Award, managerul lunii. Ia uzi, mă, nene, mă. Valoare de aia mare. Bun. Chestia este totuși cu transferurile mari, cum ziceam în meciul cu Viitorul. Este ok, tot ok, dar problema e, desigur, hai mă, voluntari, mă, așa zgârciți sunteți, mă, bă, ce negocieri intense cu ăștia. Dar mai mult de atât nu vă pot lăsa, deci chiar, mai degrabă îl păstrez pe ăla. Ioi, Burac, wow! Opa, Penelopa. Na, pe ăsta-l vreau, pe Burac Ilmaz. Aoleu! Că dau oricât pe urmă să vină dracule la echipă. Bun, hai să vedem. Transfer offers to be over. Ok, asta este voluntariu, a ieșit din curs acolo pentru Pintili. N-avem ce-i face dacă ei nu-l vor, eu nici nu-l pot lăsa chiar cu așa puț, chiar așa ieftin. Adică hai să fim serioși, totuși și Pintili și ca rezervă, dacă o să-mi comenteze la acolo ca rezervă, dar totuși știu că o să fie, știu că Pintili, na, ca rezervă e bun. Ok. Ia să vedem, trecem puțin mai departe, aici desigur decline, pentru că îi place unde stă și că nu vrea să se ducă mai departe și tra-la-la-la-la-la-la, aoleu, greu-i, mă, cu jucătorii ăștia, mă, nene, mă. Iai, greu-i cu voi, mă, nene, mă, hai că vă dau cât vreți voi, vă dau, în puii mei, na, hai, mai ridicăm salarul. Bine că în Arabia, la Arabii, mă rog cum vreți voi să ziceți, una, două, nici n-aș vedea praful, așa ca și în lunii tunzi, ai vedea numai praful și ar fi zburat. Dacă îmi vine totuși Liga 1, bă, jucăm aici în Champions League, toate cele, pe dracu, nu venim noi, nu ne place nouă asta, da, de unde... Bun, este Pap, vrea Pap să vorbim despre salarul lui, hai să vorbim despre salarul tău, să vedem cum te descurci tu cu salarul respectiv. Wow, 80.000 de euro pe lună, pe săptămână, cât? Bă, fătuți,
Bă, du-s Cristos și tăi, băi, pap, bă, aoleu. Uai, dar și ce statistici are pap, să-mi fut una. 78 overall, 78, marking 85, standing tackle 85, stand, mamă, slide tackle 85. Wow. Ok, wow, 83 strength. Bă, da, adică, fai de viața mea, mă, bă, pap, bă, pap, bă, pap, bă, mamă, mamă, mamă. Eu îți ofer aici un salar, dacă-l vrei, îl iei, dacă nu, nu. Aoleu, aoleu, gata, bă, ambulanța, ftus morții tăi și culmea, deodată cu ambulanța am primit și două mesaje una după alta. Ce pula mea se întâmplă aici? Bă, dar numai când filmez eu, mă, numai când filmez, ia, mă. Perfect, batem aici petrolul, foarte tare batem petrolul cu 2-1, iar gol Bacambu și gol Hakim Mastor. Deja 3 goluri date de către Bacambu. Uai, ce nebunie se întâmplă aici. Nebunie totală, nebunie incredibilă, bla. Bun, mai evoluează aici și băieții, și băieții de pe centru aici cu Almohad, bravo Almohade. Așa, tot continuă să evoluez, băi, fratele meu. Bun, aici iarăși Burak ne refuză ftui ceapa măsii. Disappointed natural star, nu am cer scuze, asta este, ce face. Bă, mamă, prea mult, prea mult. Nu știu, mă, cât Franța să-ți ofer, mă. Că totuși n-aș vrea să ofer chiar toată averea stelei pentru un jucător ca Burak Yılmaz. Adică știu că e bestie și poți să fie bestie și că rupe totul, dar asta deja am oferit atâția bani că și tă nu vine. Și în pula mea e Liga 2 din Anglia. Da, știu, Leicester a retrogradat. Serios vorbesc, chiar a retrogradat aici în joc Leicester. Și, fai, nu știu, mă, ce Franța să mă ofer, mă, nu vreți, nu vrea niciunul să vină la Steaua, mă. Niciunul nu vrea să vină la Steaua. O să fie greu, o să fie foarte greu, dar nici măcar Leroy Fer nu vrea să vină la Steaua. Și nu pot să le dau chiar așa mare salar. Adică, mă rog, știu că de ce să fiu zgârciți și nu știu ce și nu știu cum, dar... E chestia aia, mamă, hai mă, serios, cât dracu vreți să vă dau ca salar, știți ce o să zic? Opa, ok, primul transfer, este, mă, Kelechi Iahnacho. Ok, o să trebuie să-i găsim o poreclă la tipul ăsta și cred că cred că și știu prima o poreclă așa care o să se pun. Iam Almohad, acum valorează 8.400.000, vedeți acolo în dreapta. Deci acest jucător poți să ceri pe el 8 milioane de euro. 8 milioane de euro! Și deja mi se oferă 5 milioane de euro pe el. Eu cu cât l-am luat pe Almohad, frate? Nici nu mai știu cu cât l-am luat pe Almohad. Dar wow! Câți bani? 5.500.000! Almohad! Doamnelor și domnilor! Băi, băieți și fete, dacă sunt. Bă, uai, câți bani! Incredibil! Stai un pic, stai. Bradshaw! Ce SMS aș vrea să le ia pe Bradshaw? De la Walsall. Da, e acolo, scrie Walsall. Bă, ce transfer fain face Iașu, mă! Nu, adică, serios, Bradshaw. Iu, interesant băiatul. Galez, parcă, dacă rețin corect. Foarte tare asta. Ia, și aici să fie marea finală între, desigur, câștigătoarea Europa League și câștigătoarea Champions League. Și se pare că Chelsea a câștigat Champions League-ul. Foarte tare asta. Este, desigur, Super Cup sau Super Cupa. Ok, o să fie o nebunie aici în meciul acesta, dar acest meci îl vom vedea de-abia în episodul viitor. Fiți pe fază, nu uitați să dați click pe subscribe, like și share pe Facebook, dreapta și în stânga. Vă mulțumesc tuturor de susținere, forța Deadly Army și, desigur, hai să ne auzim pe data viitoare. Nu uitați de like și toate cele cu mai multe vizionare și like-uri cu atât mai multe episoade. Vă urez mai bine, oraș la gară, bye bye!